tuturor! Suntem la un nou episod de podcast Altfel de Povești și astăzi alături de mine este Teo, așa că hai să aflăm cum a devenit povestea lui Altfel și cum a ales el să trăiască o viață pentru Dumnezeu. Hei Teo, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Ce faci? Bine, în primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt și eu aici și am putut să vin. Super, mă bucur și eu! Înainte de orice, hai să ne jucăm Disordat! Ok. Începem? Da. Muzică sau podcast? Ce preferi să asculti? Mm, muzică. Mm -hmm. muzică. O petrecere super mare sau o petrecere mai micuță? Depinde cu cine e. Mm -hmm. Aș prefera, cred, mai micuță, să fie puțin mai restrânsă, cu prietenii mei. Apropiat. Da, mm -hmm. să mă simt mai... Ok. Jogging sau traseu pe munte? Traseu pe munte. Deci asta e clar da. da, îmi place Și între munte și mare, asta e așa bonus Munte, munte. mai ales iarna cu placa Super Ochelari de soare sau pălărie? Sau șapcă? Ochelari de soare Un milion de follower pe Instagram Sau un milion de dolari pe card? <laughs> Hai să vedem Cred că Un milion de dolari Da Da <laughs> Super! De ce? Nu știu, probabil am multe posibilități ce să fac cu ei și followerii... Se duc, se Da, trec. exact, da. Poate să fie și hater, poate să fie și... Uh -huh. și cred că... Ok, super. Uh, spune ne despre tine puțin. Câți ani ai, cu ce te ocupi, ce faci, ce-ți place să faci, ce hobby-uri ai? Așa, o mică descriere. Ok, uh... Sunt din Rucăr, nu sunt din București. Okay. Din Rucăr județul ah, de Argeș. Și la Munde. Da, m-am născut la munte și de mic, am fost cu muntele. Uh, am 23 de ani, în două luni fac 24. Super! Mulți cu Mulțumesc! Mulțumesc, mereu super, dar Mulțumesc așa. la fel. Uh, sunt student la arhitectură, super. anul 6. Da. Ultimul. Ultimul an, da, mi se pare că nu se mai termină mm -hmm. Da, ai dreptate, șase ani Prietenii mei au început în același timp cu mine și au terminat de 2 ani de zile, 3, poate și eu De șase ani trebuie să stau la facultate, na Dar mm -hmm. e ok, mm -hmm. îmi place arhitectura Da, nu știu ce pot să mai spun, mai am mai două surori mm -hmm. Una mai mare și una mai mică decât mine Ce hobby-uri ai? Ce faci în timpul liber? Ai timp liber sau facultatea te acopărează? <laughs> da, cu facultatea e mai greu să am timp liber cu facultatea asta, însă, da, mai am și timp liber. Îmi place mult să mă plimb. Uh -huh. uh, cum ai spus și tu, pe munte. Acum că vin, a venit iarna, îmi place să mă duc, aștept să ningă cât mai da. e repede să mă duc să mă dau cu placa. Uh, da. Ok. Uh, hai să vedem. Uh, care a fost parcursul tău până să-L cunoști pe Dumnezeu? Cum e familia în care te-ai născut? Cum erai tu când erai mic sau adolescent? Începe de unde vrei tu să ne povestești. Ok. Eu m-am născut într-o familie de creștini. Ok. Adică, de când sunt mic, am mers la adunare, am fost învățat să trăiesc ca un copil moral. Uh -huh. Părinții mei, supra lui Dumnezeu pentru ei, că au știut cum să ne crească pe toți trei și uh -huh. au Tu Sunt prin... pe ai zis. Nu? Da, sunt cel da. de la jumătate. Practic, au știu că să ne crească cu teamă de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, și de când suntem mici, de când am fost mici, am, am trăit în mediul acesta creștinesc. Mm -hmm. okay. uh... Ce înțelegeai tu la momentul respectiv despre Dumnezeu? Despre Isus, despre jertfa lui, nu știu, cum era pentru tine? Până la o vârstă credeam că <laughs> ei sunt creștini. Okay. Dacă merg la biserică, credeam că fac tot ce trebuie și e suficient să fiu mm -hmm. un copil al Domnului, adică asta înțelegeam până la un anumit, un anumit punct și când mă refer până la o anumită vârstă, era în jurul vârstei de 11 ani, 12, cam așa. Mm -hmm. Uh, și toate lucrurile mergeau foarte fain. Mi se părea că, mamă, eu sunt creștin, o să ajung în cer, mm -hmm. uh, merg la biserică, fac parte, nu știu, cântam, mergeam la școala duminicală, adică pe tot partea asta spirituală. Tot exact, mi se părea că e totul super, super perfect. Uh, la școală, uh, mergi la o școală creștină sau o școală normală? Nu, o școală, școală normală. Okay. Cu anturaj normal, prieteni din lume. Și cum era duminica la adunare și... În timpul săptămânii la școală școala normală. Erau care a, diferențe? A fost avantajul că, fiind într-o comună, nu eram într-un oraș, aveam foarte mulți prieteni care și ei erau creștini ah. și eram și în clasă cu ei, adică aveam o mare parte de prieteni care și ei veneau cu mine la școala dominicală. eram creștini toți și... Ah, ce tare! Da, a fost... Adică și în timpul săptămânii la școală, tot mai mult cu ei petreceam timpul și... Mm -hmm chiar și în afara bisericii, tot într-un mediu creștin, într-un fel, alegeam să stau. Da. Și cum se raportau ceilalți copii la voi, colegii voștri? Nu știu, li se părea că se siferiți sau... Mm, nu neapărat. Unii poate mă ziceau a, pocăiți, pocăiți, începeau să râdă poate mm -hmm. de noi sau să nea la mișto, însă fiind mai mulți care eram da, okay, pocăiți, da. ne simțeam destul de bine, adică nu ne afecta foarte tare okay. lucrul ăsta. Mm -hmm. Ok. Și când a făcut click... Dumnezeu pentru tine. Când, cum s-a schimbat percepția? Când ți dă seama că nu ești, de fapt, creștin adevărat. Da, da, da. Eu credeam în 2009 că s-a întâmplat asta. Adică cât Cam așa? așa, cred că 9 sau 10 ani, cam așa. Okay. Uh, în fiecare vară se obișnuia să se vină cu cortul de evangelizare la noi în localitate, și înainte de programul cu oamenii mari, se făcea cu noi copiii. Uhum. Și cel care ne învăța și uh, avea program cu noi uh, a tot insistat pe uh, ideea asta de a ne pocăi, de a ne întoarce la Domnul, de a crede în El. Și eu eram cu prietenul meu, Andrei, uh, eram amândoi și facem, bă, hai, hai, să, hai să zicem și noi că ne pocăim, știi, să ridicăm mâna. Plus că a zis că uitați dacă vă pocăiți o să primiți și un nou testament, hai și noi să ridicăm mâna. <laughs> și da, și pe, pentru noi s-a adică am fost puțin influențați și faptul că am ridicat mâna atunci a fost mai mult doar din gură, nu a fost ceva din inimă. Uh -huh. Și bineînțeles, ne-am ridicat, am zis, mi se pare că am dat puțin și în plâns. <laughs> uh, și ne-am dus acolo, ne-a scris după aia pe Noul Testament data în care ne-am pocăit, în care am zis că îl urmăm pe Domnul Isus, ne-a scris numele și am zis, mamă, ce tare, gata, suntem și nepocăiți. Uh -huh. Însă nu era chiar așa, adică cu zilele, cu t în timp ce treceau zilele, mi-am dat seama că No seara când venea noaptea, efectiv mi-era frică că dacă se întâmplă ceva, dacă vine Domnul, că mai auzeam predici și, mm -hmm. și la biserică și știam asta, dacă vine Domnul mi-era frică că nu știu unde o să ajung, mi-era frică că o să ajung în iad, de deci, ce mm -hmm. am teama asta, că tocmai zisesem că m-am pucăit și tot trecând timpul nu știu, cred că au mai trecut 2 ani de zile până prin 2011 eu tot uitam data în care am făcut legământul acela Și eram băi, a fost o naștere din nou și când m-am născut eu pe 10 martie, știu și nu pot să uit asta. Mm -hmm. Cum pot să uit că m-am născut din nou pentru Domnul Isus? Și îmi puneam tot felul de întrebări și nu mă simțeam în siguranță. De deci, ce efectiv în fiecare seară mi-era mi frică dacă Domnul mm -hmm. vine, ce se întâmplă cu mine? Și cui îi spuneai tu lucrurile astea? Vorbeai cu cineva despre ele sau rămâneau pentru tine? Atunci eram o persoană mai introvertită, eram mai închisă, nu prea discutam nici cu prietenii, uhum. cu familia, nici atât, cu tati și mami, nu prea discutam astea. Uhum. Nu știu de ce alegeam să fac asta. Uh, și nu prea, cam singur, eu le țineam în mine, chiar nici domnului nu le spuneam, adică să mă rog pentru lucrurile astea, doar tăiam, trăiam cu tema asta. Uhum. Ok. Da, incertitudini. Ok, și cum uh, am mers mai departe treaba? Da. Uh, <coughs> Acum știu data. <laughs> Era într-o zi 19 a 11-a, noiembrie, noiembrie. Da, 2011. Deci câți ani aveai? Uh, 12 ani. Ah, deci a, a fost... Da, la de fapt, doi da, 2 ani, au trecut ceva. ceva. Totuși, da, da, da. De fiecare seară să dăm exact, cu frică, da, 2 chiar. ani, e ceva. Da. A, așa. Zi. Și eram cu bunicul meu, veneam de la Pitești și el de fiecare dată obișnuiește să, să, ia oameni la ocazie și să le spună de Domnul Isus. Oh, ce fain! Da, și mereu îmi plăcea când îl auzeam și de fiecare dată mă încuraja și pe mine, doar că de data asta a fost ceva mai diferit, adică simțeam că ceea ce vorbește bunicul meu persoanei respective e pentru mine, de fapt, adică simțeam... Și mai ții minte? Ce, ce zicea spunea, el? Da. Știu că îi spunea tot așa despre viața veșnică, dacă nu te împaci cu Dumnezeu și nu ai o relație sinceră cu Dumnezeu, nu poți să ai parte de rai și uh, păcatul din viața ta e uh, un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și parcă pentru mine toate lucrurile astea mi le îns însușam uh -huh. eu, mie însumi. Și mi-am dat seama, băi, eu ce am făcut atunci nu a fost chiar din toată inima, a fost mai mult de ochii lumii, de ochii celorlalți. Și, uh, presiunea, și presiunea grupului. Exact, așa. exact. Și presiunea grupului și a tipului lui care, da. care ne a influențat <laughs> să facem asta. Și mi-am duc aminte, eram în față, stăteam cu capul așa pe geam, cu ochii închiși uh, și tot așa, mă simțeam super vinovat în inima mea, uh, nu mă știu dacă am plâns și atunci sau nu. <laughs> dar știu că am simțit atunci o luptă în mine interioară între diavolul și Dumnezeu care zicea, bă dar ai spus, nu poți, adică să mai faci încă o dată, de o simțeam, da, dar nu a fost din toată inima, trebuie să mai fac încă o dată, adică chiar trebuie să, mm -hmm. să mă întorc la Domnul Isus cu adevărat și până la urmă am ales să, să fac lucrul ăsta. Atunci știu că stăteam, nici nu știu când am ajuns acasă, că sunt vreo 70 și ceva de kilometri. Mm -hmm. Și eu am stat cu ochii închiși și m-am rugat. I-am spus Domnului toate păcatele mele uh, și am simțit că mă simt eliberat. Mm -hmm. Da. Ce, tare. ce păcate aveai tu, așa? Cam, ce ți se părea că faci greșit? Adică. Da, nu știu. Dacă îți dacă vine ceva, cumva. Întrebare e ce a transformat Isus după? Mm -hmm. Adică okay, el a venit, a, a venit în viața ta. Ce a transformat și de ce te-a scăpat sau... Bine, îmi dau seama că păcatele noi le facem și cu gândul, adică da. clar și acum păcătuim, dar Dumnezeu ceva transformă. Și întrebarea cumva e ce a transformat în viața ta? Într-adevăr, Dumnezeu m-a izbovit de trăirea asta prin lume și toate păcatele lumii, adică mm -hmm pe care le fac majoritatea tinerilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu, dar nu pot să zic că nu am fost păcătos. Adică uh -huh. da, nu pot să zic că aveam păcate, wow, uh -huh. aveam o viață morală, însă nu știu, poate cu o minciună treceam foarte uh -huh. ușor, neascultare de părinți, uh -huh. vorbe din astea urâte. Da, din lucruri din acestea, nu am, nu am trăit viața uh -huh. asta de păcat. O să spun. Și ce am simțit că a schimbat Dumnezeu la mine, o dorință de a-L urma pe El și din tot ceea ce fac, să fac spre slava Lui și să nu mai fie doar pentru a Bine, lucrul ăsta mi-a dat seama puțin mai târziu, mm -hmm. nu chiar atunci, dar a fost un proces. O, da, până... da, 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 băi, cumva întrebarea e pe parcurs după da, ce ca tu. la 12 ani, deși mulți spun, și am auzit asta, că e, copii nu poate, nu pot de mici să se întoarcă la domnul, adică trebuie să aibă o vârstă, și eu pot să spun că nu e așa. Mm -hmm. Adică din propria mea experiență de la o vârstă fragedă Dumnezeu chiar poate să, să, schimbe viața și cum e și, dacă nu mă înșel în proverbe 22, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. Uh -huh. Și într-un fel părinții noștri asta au încercat să facă, nu zic că am îmbătrânit, <laughs> deocamdată, bine, deși mi-a vorbit niște fire albe, dar e de la facultate. <laughs> Uh, dar, da, într-adevăr, copiii pot să fie mântuiți de la o vârstă fragedă nu trebuie să ai o anumită vârstă ca să poți să fi întors la Dumnezeu. Uh -huh. Și cum spuneam, uh, că a fost un proces, uh, mi-am dat seama ulterior că ceea ce vreau să fac în viață e să fac voia lui și să trăiesc pentru el, uh -huh. mai mult decât pentru lumea aceasta și pentru ce oferă ea. Uh -huh. Ce tare. Și cum, cum îți înnoiești tu asta în fiecare zi? Cum îți aduce aminte că vreau să trăiesc astăzi pentru Dumnezeu? Ce faci tu practic pentru, pentru asta? Că poate, nu știu, mulți, da, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, dar, nu știu, mă iau cu X, cu Y, cu chestii și uit să mă rog, uit să citesc, uit să... Cum îți aduci tu aminte că vrei să trăiești pentru El? Sincer, mi se întâmplă și mie ce mm -hmm. ai spus tu mai devreme, adică mă dau cu altele și, uit, poate sa momentul meu personal cu Dumnezeu, de intimitate, însă ceea ce mă face să-mi să doresc asta din ce în ce mai mult, sau, da, ceea ce mă face să fac asta, să vreau să trăiesc mai mult și mai mult pentru Dumnezeu pe zi ce trece, e ideea de a mă implica în cât mai multe lucruri pentru Dumnezeu și a face ceva practic pentru El, adică nu doar să mă trezesc dimineața să am părtășia pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi dar de multe ori e pe repede înainte că începe mm -hmm. facultatea sau jobul sau fiecare mm -hmm. ce avem și seara până să ne băgăm la somn, hai să duci o rugăciune ca să să adun bine. Da, bine, să stau liniștit în păcat nu, și mai mult de atât trebuie să fie, și eu încerc să fac asta uh, prin implicarea în diferite lucrări. Uh -huh. Dacă poți să-mi dai și exemple unde te implici tu și ce faci tu pentru Dumnezeu? Uh, o lucrare care îmi place foarte mult și la care țin foarte mult uh, e lucrarea cu copiii. Uh -huh. uh, eu de când sunt mic, așa cum am spus, am crescut într-un mediu din acesta creștin, am tot fost în tabere creștine și. <coughs> Uh, și uh, de acolo am căpătat pasiunea asta pentru a lucra și eu cu copiii și văzând, așa cum am văzut în viața mea uh, personală că chiar se pot întoarce la Domnul copiii uh, asta m-a făcut mai mult să-mi doresc să duc vestea cea bună copiilor și ei de o vârstă mică să, uh -huh. să se încredem în Domnul Isus. Și, nu știu, de când aveam, cred că 16 ani sau ceva de genul, am tot fost în fiecare vară implicat în tabere ca instructor, ca ajutor voluntar. Mm -hmm. Pe urmă am făcut un curs predând eficient copiilor. Ce predai? Predând eficient copiilor. Ah, predând eficient. Da. A, ok. Și la noi, la școala dominicală mă implic cu un grup de tineri, ne ocupăm cu copiii de la școala dominicală. În același timp, tot la rucăr la noi, mă ocup cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, cu adolescenții. Uh -huh. Aici, la București. Deci, e... tu ești și la București și la rucăr? Da. Și când? La București când <laughs> la Ruca? Weekendurile la Ruca și în timpul ah. săptămânii la București. Ok. Așa, iar continuu, iar la, la București, București o dată la două săptămâni, la grupul autentic. Mm -hmm. Cu siguranță ai despre el. Da, am văzut niște riluri foarte miște, îmi plac, chiar îmi plac. <laughs> <laughs> da, încercăm să fim cât mai autentici, mm -hmm. chiar din rilurile acestea. Uh, asta, da, e și, tiner, da, asta e o lucrare de tineri, nu? Da, este o lucrare de tineret, pe... da, în care okay. fac parte din organizare și. Mm -hmm. Da. Și asta Uchi. se ține cumva aproape de Dumnezeu. Da. Cu, împreună cu oamenii cu care... Exact, cu care exact adică implicat. fiind implicat în lucrare, chiar te ține aproape și te face mai mult și mai mult să vrei să, să, vrei să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. Și încă o chestie pe care n-am menționat-o, de când s-a deschis mai mult pasiunea asta pentru, pentru lucrarea pe teritoriul acesta al lui Dumnezeu, într-un an... Nu mai știu, cred că în 2019, uh -huh. împreună cu unul dintre la fel bun cei buni mei, am fost în India. Wow! Uh, da. Păi asta chiar că vine că-ți-ai să aminte Da. Da, asta mi-a deschis mai mult apetitul. Hai să spune-ne un pic. Cât am, ai stat? Cum s-a întâmplat să mergi? Păi, tot așa, era o tabără de Revelion uh, cu tinerii, și uh -huh. a fost invitat uh, un misionar din India. Uh, și el ne-a povestit puțin despre lucrarea de acolo de misiune, nevoia de misiune uh, și faptul că Dumnezeu chiar lucrează prin oameni și are nevoie de, uh, de exact de slujitori. Și la fel a fost o chestie cum a fost atunci când am simțit eu cu prietenul meu că trebuie să ne pocăim, uh -huh. la fel cu alt prieten, doar că aici a fost total diferit, uh -huh. chiar am simțit că Dumnezeu ne cheamă și vrea să ne ducem în India și amândoi eram, băi, uite, mi-a mi vorbit Domnul, a, ce tare, și mi-a mi vorbit, hai să vedem <laughs> cum facem să mergem în India. Și părea destul de imposibil da. la prima vedere, adică ce să căutăm noi în India, cum să ajungem, costuri foarte mari și destul de greu de ajuns. Uh -huh. Însă ne-am rugat pentru asta și am înțeles că domnul ne vrea acolo, adică s-au deschis porți, uh -huh. am avut sponsor, ne-au ajutat și chiar am putut să ajungem. Deci s-a întâmplat de revelion și în vară noi o lună de zile am putut să mergem să slujim acolo. Mă, ce la, tare! Da. Cum a fost? A fost foarte, foarte fain. Mm -hmm. Adică o experiență pe care... Unică. Unică. Bia pot să descriu în cuvinte, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mm -hmm. De la Și... cultură, de la tot, tot, tot diferit. Da, da. da. Și cumva voi, voi... Pentru cine lucrați? Cumva cu copii sau cu tineri sau cu, cu cine uh, interacționați? Nu am interacționat neapărat într-un mod direct cu indien, cu oameni de acolo, însă am fost la baza de misiune a tipului care a venit mm. la noi în țară și care de altfel e foarte bun prieten cu mine cu da <laughs> ne-am apropiat foarte mult cu familia lor de atunci Uh, și la ei, la baza lor misionară, am ajutat. Adică okay. urma să vină un grup de tineri să facă un curs, mi se pare, și aveau nevoie de muncă fizică. Tineri din India sau tineri? Uh, da, din uh, India și din alte țări, nu doar din India. Ok. Uh, da? Și. Așa a lucrat Dumnezeu că fix în momentul ăla era nevoie de cineva care să facă, nu știu, am cu l am învățat să zugrăvesc, să tencuiesc, să ah, okay. efectiv chestii de-asta muncă fizică mm -hmm. și nu doar, am mai fost și la o școală de copii și, și acolo am ajutat cu ce am putut, că erau oameni care se ocupau cu ei, mm -hmm. dar a fost o lună destul de intensă în care am simțit da. așa că da... Mai ții minte ce ți-a zis Dumnezeu în perioada aia, nu știu, cum, cum l-ai întâlnit, cum a fost relația voastră perioada aia și după? Uh, sincer, l-am simțit mult mai aproape atunci pe Dumnezeu. Mai cred, da, pentru să că... te că... și întrebat Da. <laughs> uh, pentru că în fiecare zi trăiai parcă, adică îți doreai să trăiești cu Dumnezeu, că doar Dumnezeu parcă te ține în momentele alea acolo, pentru că E destul, un trai destul de greu de trăit acolo, mai ales că nu am fost în New Delhi, în un mm -hmm. capital unde erau oamenii bogați și era bogăție, nu, am fost în Bihar, în Padna unul dintre cele mai sărace state din India. Okay. Adică erau niște condiții groaznice. Numai să vezi ce erau pe stradă mm -hmm. te îngrozea și îți dai seama cât de binecuvântați suntem noi, mm -hmm. ce avem în țară, și că fără Dumnezeu e greu să trăiești în, altfel, în astfel de. Condiții. de locuri, de condiții, mm -hmm. exact. Și voi ce mâncați? Aveați mâncare? Sau uh, mai puțin? <laughs> Aveam mâncare, la fel am fost binecuvântați că am putut să stăm la familia asta okay. uh, și ne mai gătea soția lui și a fost destul de ok, dar oricum cu specific indian mm -hmm. foarte spicy mâncare, adică... <laughs> ok. Da, <laughs> da, super, deci a fost a tare, fost Da, chiar a fost... Uh, Uh -huh. Și de atunci și eu și prietenul meu ne-am propus ca. adică eram pornit să renunțăm la facultate, dacă-ți imaginezi, eram anul, nu știu, 3, cred, sau ceva de genul, și am zis, gata, renunțăm la facultate, ne vrem să mergem pentru Dumnezeu, vrem să facem misiuni, nu ne mai trebuie lumea asta și tot ce oferă ea, nu, vrem doar pentru Dumnezeu. Și după am înțeles că trebuie să terminăm ceea ce am început. Uh -huh. Însă prietenul meu a terminat mai repede, mi-a luat înainte. Din mai multe puncte de vedere s-a și căsătorit, are și copil. <laughs> Super! Da. Și de atunci tot încerc să, să fiu în voia lui și ceea ce vreau să fac pe viitor e... Ce vrei să faci pe viitor? Păi termin facultatea de arhitectură uh -huh. și vreau să fiu implicat în lucrarea de misiune. Mm -hmm. Nu știu, încă sunt în momentul în care cer domnului să mi dea înțelepciune ce vrea să fac. Știu sigur că vrea să mm -hmm. mă folosească și cu arhitectura, cu ceea ce am făcut, dar în același timp am minimă și pentru lucrare, pentru misiune și mm -hmm. nu vreau să dispară uh, focul ăsta pentru lucrare. Așa să fie. Ce tare. Super. Da. Uh, mersi mult că ai venit la noi. Uh, și acum suntem spre final și dacă ai ceva să transmiți ascultătorilor, dacă ai un mesaj pentru ei, ăsta e momentul să să-l transmiți. Cu ce ai vrea să rămână de la tine? Păi, în primul rând, uh, dacă unul dintre ascultători s-a aflat în situația mea, adică mm -hmm. să meargă de când era mic la biserică, doar din obișnuință, că așa s-a obișnuit, de mm -hmm. Crăciun, de Paște, să facă rugăciuni, chiar să fie implicat în corul bisericii și nu s-a întâlnit într-un mod personal cu Dumnezeu, ar fi cazul să o facă, pentru că toate lucrurile astea nu sunt relevante fără o întâlnire personală și autentică cu Dumnezeu. Mm -hmm. Iar dacă este unul care sau este cineva care nu a avut treabă cu, nu știu, cu creștinismul. Creștinism, da, cu Dumnezeu, cu biserica. cu biserica exact. Sfatul meu, și nu doar al meu, al Cuvântului Dumnezeu, e să se împace cu Dumnezeu pentru că asta e tot ceea ce contează mi-am dat seama că viața e atât de scurtă uh -huh. și viața fără Domnul Isus este o viață pierdută și o zi petrecută fără El e chiar o zi pierdută și poate sunt persoane care nu știu, trăiesc cu incertitudinea uh, asta de a nu știu ce se întâmplă după moarte uh -huh. uh, și dacă îmi permiți am o mică mi-a venit în minte o mică povestioară da, sigur uh, da. Billy Graham un uh, pastor din Carolina de Nord, parcă la vârsta de 92 de ani el se confrunta cu boala Parkinson okay. și înainte cu două săptămâni parcă de a împlini 93 de ani, mai mulți lideri din Carolina l-au invitat la o masă în cinstea lui că urma mm -hmm. să facă 93 de ani. Și în timp ce erau acolo la masă, toți îl aclamau și spuneau lucruri bune despre el, frumoase. Și la un moment dat, el se ridică și spune următorul lucru. Uh, Mi-aduc aminte de Albert Einstein, fizicianul, marele fizician. Mm -hmm. Era într-o zi într-o călătorie cu trenul, iar controlorul a venit să îi valideze, valideze biletul da. de călătorie. Și acesta începe să se caute, caută în sacou, vede că nu are se panichează, se uită la pantalon, din nou vede că nu are începe să se fofilească și la un moment dat controlorul zice ă, „Domnul Einstein, stați din știi că vă cunosc, știu cine sunteți și pleacă mai departe. Ä, între timp, după ce a terminat de controlat la ceilalți din vagonul respectiv, S-a întors să vadă din nou pe domnul Einstein și la fel îl vedea că căuta pe acolo pe jos pe scaun din nou prin buzunare și se duce la el din nou și îi zice domnule Einstein știu cine sunteți vă cunosc și știu că v-ați luat bilet la care Einstein tinere și eu știu cine sunt dar nu știu în drept mm. și după Billy Graham se dă jos de pe scenă și mai spune niște lucruri. Vedeți costumul acesta mi l-am cumpărat recent pentru că ai mei copii mi-au spus că în ultima perioadă de când am îmbătrânit nu prea mai am grijă de mine și nu mai îmi cumpăr haine și na l-am cumpărat pentru două ocazii costumul acesta o dată pentru întâlnirea asta și a doua ocazie pentru înmormântarea mea așa că atunci când o să mor nu vreau să vă gândiți la costumul acesta, cât vreau să vă gândiți la faptul că nu numai că știu cine sunt, dar știu și încotro mă îndrept. Mm -hmm. Și e mare lucru să știi încotro te îndrepți, adică să știi ce te așteaptă după veșnicie. Și lucrul ăsta știi doar dacă te împași cu Dumnezeu. Mm -hmm. Super! Da. Mulțumim mult! Și Dumnezeu să îți dea așa viziune în continuare pentru viitor Mulțumesc. și să-ți dea curaj să, să trăiești și să-L vestești. Pe el. Mulțumesc! Mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și mulțumim mult pentru uh, mesajele voastre care sunt foarte încurajatoare. Și apropo, invitația încă e deschisă pentru oricine își dorește să vină să spună povestea lui la radio și cum l-a întâlnit Dumnezeu și cum a schimbat viața lui. Ne puteți scrie pe contactarontcrosoan.ru sau să-mi scrieți mie un mesaj pe Instagram și aveți uh, profilul meu în uh, descrierea acestui podcast. Um, o seară super frumoasă vă doresc și ne reîntâlnim joia viitoare la 19.30 la Cross One Radio cu altfel de povești.